Da, e într-adevăr o carte aparte, fiindcă vorbește despre un destin care a traversat mai multe etape radical diferite între ele. Este în primul rând o carte despre copilăria într-o dictatură, copilăria unui copil privilegiat într-o dictatură. Și avem o perspectivă asupra modului în care se organizează viața cotidiană în epoca stalinistă și avem acces la această viață cotidiană prin lentila unui copil care descoperă încet încet lucrurile care îl separă de copii din jurul său. Este la doilea rând o carte despre teroarea în anii lui Stalin. Este cu atât mai fascinant cu cât teroarea este văzută prin aceeași cale de acces, prin aceeași vizetă a unui copil. Și acest copil vede că în jurul lui se tască un hău și foarte mulți copii pe care îi cunoaște dispar pentru a nu mai apăra niciodată. Este în al treilea rând o carte despre tipul personalității și modul în care acest cult al personalității distruge instituții, distruge o națiune și distruge o familie. Și apoi o carte despre încercarea de găsirea fericirii într-un spațiu imposibil. Există câteva secvențe interesante legate de modul în care tentativele de căsătorie sunt blocate de puterea politică. Și este, de asemenea, o carte despre destalinizare. Este poate una dintre cele mai interesante secvențe ale cărții, cea în care asistăm practic la agonia grotescă a unui dictator înconjurat de criminali care au fost complici, criminali care sunt plângiți de seama că au devenit victime. Practic, această carte are imensa calitate de a oferi o perspectivă de calitate excepțională asupra anilor post-erici al lui Stalin, anii care sunt marcați de creșterea antisemitismului și de extinderea unei paranoia cu consecințe devastatoare. Și în momentul în care am citit aceste pasaje legate de agonia lui Stalin, mi-a venit în minte filmul pe care regimul Putin l-a interzis în Rusia, moartea lui Stalin, pentru că regăsesc exact același tip de comportament, dorința publică de a fi alături de cel mai înțelept dintre conducători și dorința secretă de a-l vedea trăfind pe cel mai obișnuit dintre conducători, pentru că dacă acest conducător nu va trăfa, se va face de cine se distra. Și în fine este secvența post-stalinistă a existenței sociale. Este o secvență pe care aș putea o numi tragică, fiindcă Zemiona Lilueva este o ființă care nu-și mai găsește locul în lumea de după Stalin. Este o ființă care călătorește mai întâi în memorie, încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat cu tatăl ei și modul în care destinul tatălui ei a schimbat de sine cel din jur, și mai apoi cu adevărat spectacol, călătorește peste graniță, inclusiv peste granița care separă lumile din răzbăiul rece. Este unul dintre momentele cele mai delicate pentru mine sovietică de a vedea că se întâmplă un occident pe fica ziditorului Uniunii Sovietice, dar că Zemiona Lilueva nu este un defector clasic de război rece, pentru că este o persoană imprevizibilă, dificilă, delicată, care la un moment dat face drumul în sens invers, revine în Uniunea Sovietică, dar revine într-o postură privilegiată, având într-un fel o supapă de siguranță oferită de cetățenia americană pe care o dobândise înainte. Și în fine este sfârșitul unei persoane care ajunge să
oferă o perspectivă asupra acestei extraordinare puterea comunismului de a distruge pe sine în modurile cele mai perverse cu putință. Chiar și cei care se închipie liber nu sunt niciodată liber în comunism, pentru că dovada perentorie acestei afirmații este statutul iubirii în Uniunea Sovietică. Faptul că Svetlana descoperă, spre exemplu, că nu te poți căsători cu cineva care este evreu în Uniunea Sovietică. Sau ca fi evreu în Uniunea Sovietică, imediat după marele război pentru apărarea patriei, nu este cu adevărat o calitate cum ar să te mergi. Există niște pasaje impresionante cu privire la liquidarea membrilor comitet antifascist. Imaginea de Stalin, ai cărui membri sunt la un moment dat exterminați unul de căruri. Fie pe cale judiciară, fie pe cale statului judiciară, pentru un accident de mașină. Și încheind de momentul în care vezi justiția de astăzi, înțeleg de fapt că ereditatea unui regim politic este mai importantă decât credem, pentru că nu se poate imagina, din păcate, un alt fel de guvernare în Rusia în acest moment, decât unul care este legat de maniera sângeroasă în care Iosif Vissarionovici Stalin a construit această țară. Vă recomand foarte mult o carte, la un moment dat aș putea spune chiar tulburătoare, este o carte erudită, este o carte extraordinar de cunoscută, este o carte care poate fi punctul de plecare al unei discuții românești privitoare la posteritatea potențaților și familiei. Dar să nu uităm că în România am avut cazuri nu la fel de interesante, dar poate cu un dramatism similar. Cazul Ligei Gorghiu, fata lui Gheorghe Gorghiu, deci care din actriță națională a devenit etapă națională. Am avut apoi pe Nicu Ceaușescu, am avut pe Nicu Ceaușescu patron de echipă, de fotbal, am avut o pe Zoia, pe Zoia fizicea, dacă nu mă știu, și matematician, și am avut cuplete speciale executate, și care au fost conflicte. Și am zis, până la urmă, istoriile comuniste se repetă pentru că există în zona comunistă ceva care îi face egal toxic oriunde.